Binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Dragii mei frați și surori, m-am întrebat dacă mai are rost să mă mai ridic și eu și să mai spun și eu câteva cuvinte. Pentru că știți că învățătura multă obosește trupul la un moment dat. Duminica trecută am fost la frații romi și vreau să-mi fac datoria. Știu că dumneavoastră, unul dintre dumneavoastră, poate v-a simțit puțin mai singuri aici, că au fost acolo mai mulți decât au, n-am vrut să spun, decât au fost invitați. Dar ei s-au bucurat acolo și pentru ei a fost o sărbătoare. Și mi-a spus fratele Doru personal să vă transmit tuturor fratele Iosif și celorlalți de aici, harul și pacea Domnului să fie cu noi cu toți aici. Și mi-a mai spus ceva și îmi fac datoria. Să vă spun tuturor de aici, să nu uitați. Sunt frații noștri. Să știți că și acolo sunt oameni sinceri, oameni serioși și vor să slujească pe Dumnezeu și s-au pornit în pe același drum și în aceeași țintă la care ne-am pornit noi. Și din când în când, dacă aveți pe inimă, vizitați și rugați-vă pentru ei. Amin? Aș vrea să vă spun ceva. Timpul este scurt. N-aș vrea să fac o introducere mare, că nu este timp. Dar mi-a spus odată un frate predicator și un păstor și mai că i-am dat dreptate. Spunea, dacă în 15 minute un predicator nu este capabil să se facă înțeles în adunare, nu o să fie capabil nici într-o oră. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca în 10-15 minute Dumnezeu să-mi dea putere și dumneavoastră răbdare să mă fac înțeles și să mergem cu ceva bun de aici. Amin? Amin. Fratele Emanuel, nu? Emanuel, așa. Am încheiat predica cu o întrebare. Vă aduceți aminte de întrebarea dumnealui? Care este planul nostru? Ce bine ar fi dacă ar fi numai unul. Dar sunt multe. Dar aș vrea să vă spun ceva. Am putea să găsim un răspuns foarte simplu. Dacă noi avem în noi Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Hristos în noi, oare cu privire la sufletele noastre, mă refer, am putea să avem alte planuri decât cele ale lui Dumnezeu? Nici de cum. De-aia eu mă rog lui Dumnezeu ca El prin Duhul Sfânt să se coboare în inimile noastre și să ne umple inimile noastre de Duhul Sfânt. Și noi să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt. Și în felul acesta aș vrea să vă spun și o cred din toată inima. Planurile noastre vor fi planurile lui Dumnezeu. Sau planurile lui Dumnezeu vor fi planurile noastre. Și lucrurile vor merge împreună. Dar atunci când ne lăsăm călăuziți de alte duhuri și de alte gânduri, atunci să ciocnesc planul. Și să ne rugăm lui Dumnezeu ca totdeauna să putem să spunem, Doamne, nu voia Ta, tu voia mea, ci voia Ta să se facă. Amin? Amin. Domnul să ne ajute. Dragii mei, aș vrea asculte cuvinte, așa cum am spus, chiar dacă poate nu pot să cuprind tot textul care s-a citit în seara aceasta, dar cel puțin o idee sau două aș vrea să mă fac înțeles. Pentru că Pavel Apostolul le vorbește bisericilor din Galația și le vorbește acolo, mai mult au avut el de frecușuri cu ei și probleme cu unele din biserică și mai ales cu biserica aceasta la care scrie, la un moment dat, Pavel Apostolul s-a mirat de ei și zice, mă mir de voi, mă mir că treceți așa de repede de la o Evanghelie la alta. Și mă rog lui Dumnezeu ca biserica din Laval să nu treacă așa de repede de la Evanghelie la alta. Pentru că în vremurile care trăim, să știți că sunt propovăduite multe evanghelii. Multe evanghelii. Dar să știți că numai o evanghelie duce la Hristos. Pentru că Pavel Apostolul vorbește în altă împrejurare și spune, dacă țineți credința așa cum ați primit-o, dacă nu, degeaba ați crezut. Te pornești, dar n-ajungi unde te-ai pornit. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și spune aici, în primul verset, cel puțin în primele cuvinte, două lucruri extrem de importante. Și se referă primele cuvinte la noi, la cei din Galația de acum 2000 de ani,
și la noi din Canada, și la cei din România, și la cei din America, și la toți creștinii de pe toată fața Pământului. Și spune așa, să nu vă înșelați! Dar avem obiceiul să ne înșelăm? Au creștinii vremurilor noastre obiceiul să se înșele? Cu atâta cunoștință, cu atâta tehnologie, cu atâta carte, părinții noștri nu au avut atâta carte. Ești au putea să se înșele. Noi am putea să ne înșelăm? Câte Biblii, dacă v-aș întreba pe fiecare familie, câte Biblii aveți în casă? Cred că niciuna dintre familii n-a spune, eu am un om. Până fiecare în colțul lui citește Biblia, te duci în casă, dacă 5, dacă 10, să vezi că fiecare are Biblie pe măsura ochilor lui. Oare am putea să ne înșelăm cu atâtea scripturi în casă și cu Cuvântul lui Dumnezeu? Putem să ne înșelăm. Și nu din cauza lui Dumnezeu, este din cauza noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit sau aș vrea să vă spun păcălit. Dar noi oameni încercăm să-L păcălim pe Dumnezeu. Oare chiar așa neînțelepți suntem să credem că putem să-L păcălim pe Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că da. Că oamenii încearcă să-L păcălească pe Dumnezeu. Crezând că poate să-L păcălească pe Dumnezeu. Ar vrea cei de acolo, fratele Nucu sau fratele Edi care este acolo, să pună Eclesiastul capitolul 7, versetul 29. Să vedeți cum sunt oamenii, cum au fost atunci, cu 2700 de ani sau 2900 de ani înaintea noastră, să vedeți și să las la atitudinea dumneavoastră, să vedem dacă oamenii în vremurile noastre tot așa sunt. Sau s-au schimbat și au devenit mai evlavioși, mai cinstiți, mai drepți, mai corecți și mai aproape de Dumnezeu și mai puțin înșelători. Eclesiastul, capitolul 7, versetul 29, cred. Dacă nu greșesc. Am să-l citesc. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană. Dar ei umblă cu multe... Cu ce? Și retenii. Pe tine ăștia, dacă îmi cred ce înseamnă și retenii, nu o să știu. Trișerii. Cu multe trișerii. Ei încearcă să-L trișeze pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă mai dau încă un cuvânt din Iov. Iov ăsta a trăit pe vremea lui Avram. Ăsta e mai vechi. Măi, dar pe de atunci s-o schimba oamenii. Știți că la fiecare 20 de ani sau 25 este o altă generație? Deci în fiecare 100 de ani, cel puțin 4 generații. Apoi s-o schimba oamenii de pe vremea lui Avram până acum. Iov, capitolul 13, versetul 9. Dacă vă va cerceta El, adică Dumnezeu, va găsi bine oare sau vreți să-L înșelați cum înșelați pe un om. Iată caracterul unui om. Încearcă să-L înșele pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, cu aproape 2000 de ani în urmă, spune, nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit sau nu se lasă să fie păcălit. Să înțelege mai bine. Nu se lasă. Și spune aici ce seamănă omul aceea cu lege. Aceea cu lege. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în pilda semănătorului despre semănător care a ieșit să semene. Și ne vorbește de o sămânță care este aceea sămânță. Dar a căzut în patru feluri de pământ. Sămânța era aceeași, era cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce făcea diferența era pământ. Era pământ. Locul unde cade. Inima omului. Aia făcea diferența. Dacă crește, dacă aduce roadă sau nu. În seara aceasta aș vrea să vă spun ceva. Noi, fiecare dintre noi, suntem semănători. Și în fiecare zi semănăm. Semănăm în fiecare zi.
Din ce ai crescut mai mare după 12-13 ani, atunci când știi ce este bine și ce este rău, și spunea cineva un copil mic de 2-3 ani, de 5 ani de zile, nu mă vezi că își dă jos hainele și pun și jos și țuști fuge prin casă. Nu-i rușine, că nu știe. E dezbrăcat sau îmbrăcat, nu știe diferență. Dar la 10 ani mai face treaba asta? Păi nu mai face. Dar de ce nu mai face? Păi dar știe că nu-i bine și e rușinos. Nu? Ei, dar de când ajungem puțin mai mărișori, noi semănăm și în primul rând semănăm în viața noastră. În primul rând semănăm în viața noastră. Fie bine, fie rău. Apoi semănăm în viața noastră de familie, de creștini. Și de multe ori crești copilul și zici, mă, dar pe cine seamănă ăsta? Oare pe cine ar putea să seamănă? Nu o să seamănești nici pe vecinul, nici pe vecina, nici pe nu știu cine. Dar din casă am învățat, ceea ce ai semănat, ai crescut. Și de multe ori și-am văzut oameni care au crescut la și-au spus mirușine de comportamentul copilului meu. Dar de cele mai multe ori este pentru că aia ai semănat. Știți ce este, care este un secret mare? Pentru că oamenii nu-și dă seama că vine vremea record. Vine vremea când se vor culege roade. Dragii mei frați și surori, aș vrea să mă apropii de încheiere, dar vreau să mergem cu un gând. Dumnezeu nu poate să fie înșelat și păcălit de oameni. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că David a vrut să-i construiască o casă lui Dumnezeu. Și spune lui Dumnezeu, David, cum ai putea, ce casă ai putea tu să-mi construiești, să-mi faci mie? Când cerurile cerurilor nu mă pot cuprinde. Și în psalmul care am citit azi dimineață, nu mi-am dat seama că seara aceasta o să mai vorbesc. Am zis, știu eu, poate fratele Emanuel să lungește cu vorbirea, dar în psalmul în care l-am citit, psalmul 139, ați văzut calitățile lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu, că este imposibil să-L trișăm. De aceea trebuie să fim mai atenți în portarea noastră. Vreți să citim puțin să vedeți ce spune, să vă readuc aminte numai. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când dau joc și cunoscători. Și de departe împătrunzi gândurile. Ce l-am înșelat noi pe Dumnezeu dacă am putea cu gândurile. Vorbea și fratele Pavel azi dimineață. Cuvântul lui Dumnezeu știți ce spune? El judecă și simțirile și gândurile omului. Soția ta nu ți le știe. Și soțul tău nu ți le știe. Dar Dumnezeu le judecă. Și spunea Moise robului Dumnezeu, tu numeri pașii mei din priveală. Care dintre noi ne-am numărat? Păi nici nu ne-am numărat, nici într-o zi. Numai atunci număram când mergeam și făceam... Ne jucam la fotbal și făceam poartă și făceam pasul ăla de furnic, atunci număram, ca și copii. Dar noi nu ne numărăm pași. Uitați puterea lui Dumnezeu. El numără pașii noștri. Și apoi spune mai jos. Știi când umblu și când mă culc. Și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, Îl cunoști în tot. Și aici spune psalmistul mai jos. Unde mă voi duce departe de fața Ta? Așa bine să lovește cu cuvântul din seara asta. Ca să nu încercăm să-L înșelăm pe Dumnezeu. Și de ce spun aceasta, dragii mei? Pentru că să știți că sunt creștini. Și o spun cu regret și cu părere de rău și cu profundă părere de rău. Sunt creștini care de lunea până sâmbătă au o anumită viață. Duplicitate. Au viață în felul lor. Și apoi vin la biserică și în fața oamenilor dau alte imagini. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Psalmul 150. Spune cuvântul lui Dumnezeu, ai crezut sau ți-ai închipuit că sunt ca tine. Sunt ca tine. Pomul păcălești, îi păcălim pe oameni și îl păcălim și pe Dumnezeu. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu, dar ți le voi pune toate sub ochi. Aș vrea să mă apropii de încheiere, așa cum am spus, și aș vrea să vă spun. Dragii mei, deci, ca și concluzie, pe Dumnezeu nu putem să-L înșelăm. Toate faptele noastre, hotărârile noastre, sunt scrise undeva într-o carte. Și pe Dumnezeu nu-L putem înșela. Apoi, să avem de grijă felul în care semănăm. Să semănăm fapte bune, vrednice de pocăința noastră. Fapte vrednice de neprihănirea noastră. În pocăință, în fiecare zi. Să nu încercăm să trăim în altfel și să credem că după aia vom culege neprihănirea și viața veșnică. Spune cuvântul lui Dumnezeu, sau spune o cântare, o cânta Speranța mai înainte, de-ai semănat
în câmpul tău numai neghina. Nu te aștepta la capăt să culegi grâu. Mă apropii de încheiere și zic ca Domnul să binecuvinteze biserica din Arad cu fapte vrednice de pocăința noastră. Pentru că în felul acesta vom secera potrivit cu viața veșnică. Amin. Amin.